Salutare! Atunci când faci o afirmație și apoi simți nevoia sau ești obligat să îți susții afirmația făcută, să o demonstrezi sau să o justifici, poți să spui de fapt că argumentezi. Textul argumentativ nu este altceva decât transcrierea acelui argument, ceva mai ordonat și după anumită structură. În clipul de azi o să vedem care este scopul unui text argumentativ, care este logica din spatele textului argumentativ și care este structura literară a unui text argumentativ. Orice text argumentativ, orice argumentare pe care o faci în general, reflectă o anumită coerență de gândire și de exprimare. Scopul declarat, cel de manual, al unui text argumentativ este, așa cum am spus mai devreme, acela de a susține, de a demonstra, de a justifica o anumită afirmație sau de a convinge pe cineva de ceva. Scopul nedeclarat este acela că, dacă poți scrie un text argumentativ într-un mod decent, o să iei o notă mai mare la BAC. Și scopul real al competenței de a scrie un text argumentativ este acela de a putea purta o conversație decentă și de a susține o idee în viața reală, fără ca discursul tău să apară într-un video amuzant pe vreo rețea de socializare. Care este logica din spatele unui text argumentativ? Și zic logică deoarece această disciplină, logica, se ocupă cu studiul argumentării. Da. Știu că nu v-a plăcut logica în clasa nouă, nimănui nu i-a plăcut. Ei bine, în logică există un tip de argument cu două premise și o concluzie numit silogism. În fapt, textul argumentativ înseamnă construirea unui argument care să aibă forma unui silogism. Dar ca să nu fie complicate lucrurile, am să vă dau un exemplu. Dacă Mihai a împlinit 18 ani, și dacă știm că cei care au peste 18 ani au drept de vot, atunci tragem concluzia că Mihai are drept de vot. Concluzia argumentului este Mihai are drept de vot. Atunci când vi se cere să scrieți un text argumentativ, vi se dă doar concluzia. În cazul nostru, Mihai are drept de vot, iar premisele sau argumentele care susțin această concluzie trebuie construite de către voi. Adică, pe scurt, o să trebuiască să construiți două afirmații care să susțină o altă afirmație pe care o primiți. Dacă ați înțeles acest lucru, putem trece la structura textului argumentativ așa cum este ea cerută la BAC. Ceea ce urmează să vă spun este schematic. Scopul este să înțelegeți structura textului argumentativ, nu cum se scrie un text argumentativ în mod elaborat. Despre acest lucru o să povestim într-un alt episod și o să vă dau și exemplele necesare. Să presupunem că vi se cere să redactați un text prin care să argumentați dacă școala este sau nu folositoare în viață. O să începeți cu ipoteza, adică anunțați ce intenționați să argumentați și care este opinia voastră. Adică dacă vă hotărâți să argumentați că școala este folositoare sau dacă vă hotărâți să argumentați că școala nu este folositoare. O să scrieți apoi primul argument prin care să susțineți ce ați hotărât în ipoteză. Acest argument ar trebui să conțină o afirmație pe care apoi să o dezvoltați, iar la sfârșit să o susțineți cu un exemplu. O să scrieți apoi al doilea argument, respectând structura pe care ați folosit-o în primul argument. Adică, faceți o afirmație pe care o dezvoltați, iar la sfârșit, exemplu. La sfârșit, o să formulați concluzia. Aceasta este ipoteza, reformulată evident și întărită de elementele pe care le-ați folosit în argumentele 1 și 2. Fiecare pas al textului argumentativ o să trebuiască marcat, indicat. O să faceți acest lucru folosind așa numiții conectori. Atunci când scrieți ipoteza, o să vă folosiți de. În opinia mea, eu consider că, cred că. Pentru primul argument puteți folosi în primul rând sau în prim argument sau pe de o parte. Pentru al doilea argument puteți folosi în al doilea rând, un al doilea argument, pe de altă parte. Pentru concluzie o să folosiți conectorii de concluzie și anume, în concluzie, deci, așadar, prin urmare, în consecință.
created using Powtoon.